De-aia că recent am fost martorul la un exemplu de discuție. Nu știu dacă poate fi numit de discuții, emisiuni, emisiunea lui Gonța cu Renato sau emisiunea lui Renato cu Gonța, da. Hai împreună cu mine să urmărim asta. Eu azi, în gândire, în acțiuni, sunt mai mult pro-european decât așa care se declară. Ah, Renato Usat e mai pro-european decât așa. Băi, Renato Usat a fost pro-european atunci când a întins bani cash la doctor din România care a venit la nordul țării să ne ajute în timpul pandemiei. Cu bani în plic i-a întâmpinat Renato Usat pe medicii români care vor munci la bălți. Doar că surpriză, aceștia au restituit astăzi banii, iar ambasada română susține că ei participă la o misiune umanitară, iar România suportă integral costurile legate de desfășurarea acesteia. Întâmpinați ieri cu fast de Renato Usatăi, cei patru medici români care vor activa la Spitalul Clinic din Bălți au întors astăzi banii, câte $1,000 fiecare. Colegii mei nu l-au înțeles ieri. Cuvintele folosite i-au lăsat să înțeleagă că este vorba de o recompensă morală, nu una financiară. Acasta pro-european, țineți-i cash, eu am bună viață. Sunt mai mult pro-european decât așa care se declară, mai ales în ultimii 10-12 ani. Dar, spuneți vă rog, europenii au condiții ca noi să devenim membri. Dar noi condiții în general avem, domnul Gonță? Dar eu am altă întrebare mai importantă. Stai, că și rămâi cu atâtea întrebări, dar Gonța încât zici că are una și mai importantă. Deci Europa nouă, ca și cum ne dă condiții ca noi să ne integrăm. Dar noi condiții Europei deși să-i dăm? Gen, uite, noi ne integrăm în Uniunea Europeană, respectăm condițiile pe care voi ne le impuneți. Dar dacă voi vreți să vă integrați în Republica Moldova, a? Știți? Da, asta am zis. Noi tot avem niște condiții. Și fel de condiții vrei Moldova să prezinte Uniunii Europene? Și ai în vedere, se referă oare Renato la o relație cu Uniunea Europeană așa cum o are Norvegia sau Elveția, de exemplu? În care țara e împărțită în cantoane și foarte multe procese se decid la nivel de referendumuri. Și ai în vedere și este gata Moldova să ceară Uniunii Europene. Și de ce ar trebui să cerem? A? Sau e suficient pur și simplu să lansez întrebarea asta retorică? Și omul inevitabil se gândează, zic, dar naturi, bă, dar noi și nicălor nu le cerem. Bă, dar noi nici nu avem și le cere. Da, Gheorghe Gonță are o întrebare mai importantă, corect, Gheorghe? Da, eu am altă întrebare mai importantă. Da, sau pardon. Poate, dacă îmi permiteți, nu vă supărați, poate să o numesc mai profund. Este locuitorii din Paris. Da. Sau din Berlin, da. Sau din Madrid. Ei dimineață când se trezesc, ei se întreabă unii pe alții, unii ne integrăm noi. Locuitorii din Paris, care îs în Uniunea Europeană, de zeci de ani, se trezesc dimineață și zic est-ce qu'on va se s'intégrer? Croissant, fromage, omelette, oh no! Crăsavce, când zile? Că Gheorghe, se trezești dimineață și tăiat în fiecare dimineață în mașină, pur și simplu, el nu știe unde să se integreze. N-aparține, înțelege, ea nimănui, Gheorghe Gonța. Dar franțuzul, ble, spaniolul, neamțul, el e cuiva. Ia ca și nu ajunge lui Gheorghe Gonță. El vrea amus și fix ca la nemți, fix ca la franțuși, fix ca la spanioli. Fără a parcurge o istorie determinantă pe care au făcut-o așa ei din vest. Amuie ca deodată vreau, dar dacă nu, nu vreau deloc să nu mă trai să nicăieri. Asta e logica ta, Gheorghe. Pe mine tot timpul mă pune să aleg. Tu undeva trebuie să te duci. Tu undeva trebuie ceva să faci. Dar dacă eu nu vreau, domnul Usată, eu nu vreau, voi înțelegeți că voi, politicienii, că eu nu vreau. Zaiezi, Gheorghe, noi suntem așa de norocoși, cu oameni ca tine și ca mine avem toată libertatea să ne exprimăm această voință, mai ales la toamnă, la referendum. Gheorghe se duce și spune ștampila, zici, nu vreau în Uniunea Europeană. Spune asta mai tare, adună comunități în jurul tău, dar adună-i în baza unor argumente comune, nu în baza la o îndoială de asta. Da, și franțuzul ca și mine așa, eu vreau ca franțuzul. Tu vrei ca franțuzul? Dar franțuzul amuie așa? Sau are o istorie în spate, bă, de secole, pe care tu nu o ai, Gheorghe? 70 ceva de ani în urmă aici se murie de foame, te, Gheorghe? Radașii tăi, radașii mei, tăi ți-o trecut prin anii 90 la pus magnetul pe vadomer ca să cheltuim mai puțin pentru apă, până la furat semnal de la Sun TV, la antenă. Cum, ai cum? Prezența lui Renato în fața ta așa de tare te umbrește să vezi clar lucrurile. Să compari tu Berlinul, Parijul, Madridul cu Chișneu. Să liniște că voi, politicieni, că eu nu vreau. Voi mă puneți să... Dacă eu spun că eu nu sunt cu Maia Sanuș, cu eu, gata, eu sunt dușman declarat a poporului și nu e posibil să-mi dai cu o conservă cu tușonc în cap în afara gardului. Da. Gheorghe Gonța, în 2024, se teme ca lui cineva să-i dai cu o conservă de tușonc în cap dacă el ar spune că el nu-i cu Maia Sanuș, nu-i cu Uniunea Europeană.
Pe bune, asta e frică justificată, Gheorghe. Să adună morari la mesă rotunde cu Dodoni și cu Mani și cu cine vrei. Să adună bloc Pobeda la Moscova de câteva ori pe an. Valco, Huicoș, nu știu care organizează seminare pe TikTok și adună milioane de views din posteri sponsorizate pe pagini anonime, Gheorghe. Tu te temi de bancă cu tușonc în cap, în Moldova, pentru libertatea ta de expresie? Dar eu nu vreau, domnul Sap, eu vreau să trăiesc frumos și bine la mine în țară. O, zaiebă! Demonstrează-mi, Gheorghe, cum integrarea în Uniunea Europeană te va împiedica pe tine să trăiești frumos și bine la tine în țară. A să-ți iei țara de sub chișoare, a să începi să lușui pe un spațiu gol, iar a să iei anima nui. Tu, amun, nu trăiești frumos și bine? Eu e nasos, Gheorghe Gonța, e jurnalist care face serviciul unui politician săptămânal și ajută la răspândire de speculații, minciuni, fake-uri, îndoieli în capul oamenilor. Cu atâta responsabilitate, cu atâta responsabilitate civică. Și Gheorghe vrea să trăiască și mai frumos, și mai ghine decât atât. Închipuți că mâine Republica Moldova a devenit membru UE și pe 3 luni de zile avem alegeri parlamentare. Spune-te, rog, ce spui și partidul PAS, și nu doar partidul PAS, dar și ceilalți care strigă în gura mare că sunt cei mai mari pro-europeni, oamenilor, ei nu mai iau și slibândă, Gheorghe. Ia că așa e pricolul. Asta e problema lui Usatăi? Că noi să intrăm în Uniunea Europeană și PAS, de exemplu, zică dar noi nu mai avem ce face. Băi, băiatu, scuzați, noi realna noi tot am terminat de făcut. Că asta se întâmplă în Uniunea Europeană, ați observat? Uniunea Europeană nu mai are politicieni, nu mai are alegeri, că statele care au intrat în colo, e că așa pur și simplu într-un stalbâniac s-a oprit așa și n-au ce face, n-a. Asta e problema lui Usatăi. Ahuitelnaia metodă de a semăna îndoială în oameni, Renato. Nimeni n-a să ne iei, vă spun eu, nimeni n-a să ne iei nicăieri, deoarece astăzi la noi e pur și simplu durdom. Nimeni n-a să ne iei pe noi nicăieri, nimeni n-a să ne iei în viitor, n-a să ne iei pe noi nimeni, pentru că azi la noi e durdom. Băi, Suleiman, apare în fața ta un grup de țări prospere care îți spune amui durdom și ia că la așa-mi vrea tu să lucrezi ca țară. Să elimine acest durdom de amu. Ca noi, pe urmă, stiluăm. Te angajez? Mă angajez. Și spune țara, vrea? Nu e că în octombrie lumea se plece la referendum și să vedem dacă într-adevăr vrea. Pentru că e un angajament serios de câțiva ani. Dar Renato, ție îți servește pe tavă o bucată mare din doială care nu te duci nicăieri, care te lasă în aceeași moșirlă. Pentru și ție trebuie să-ți ție ghine? Dacă tu, amu, ești în jopă. Ție n-a să ție niciodată ghine. Mulțumesc, milionar Renato, mulțumesc, Gonța irresponsabilul, care ascultă și tolerează tot asta. Și mulțumesc Nia că am ajuns a câta oară să înțeleg că eu greșit, văpșe, îl tratez pe Renato și îl percep. Ui, nu-i politician, băi, ăsta-i entertainer. Este o tamada, un om care ne distrează. Dar noi, cu voi, avem tot responsabilitatea ca să-l ferim la maxim de zona în care asemenea om are putere de decizie. Cheamă-o pe la bada, cântă se daia noci, distrează-te, filmează cu Gonța Peredeci, ni a ciom. Dar numai nu ne spune nouă că tu ești politician, Renato. Nu, Gonța, eu sunt tot ca tine, că colțunii trece pe la genunchi, înțelegi? Numai că am pățit-o. Ne-am cumpărat și de ăștia modnei ca la dânsul. Când am fost în Spania de sărbători de Paști, când m-am dus ne-am cumpărat niște șorci, un batnic, că așa eram frumușel, simpatic, ochelari de soare, și dacă erau șorci, și eram în colțunii ăștia, parcă eram de la futbol, înțelegi? Fugit și zic, nu dă să ne ești de ce eu, da. Dragi prieteni, înainte de a alege un colțun pro-european, pro-Evrazijski Soyuz, informați-vă, citiți despre colțuni, citiți, cugetați, lăsați-vă convinși de texte, de acorduri internaționale, de articole o leacă mai lungi decât întrebări retorice, de la doi mujlani absolut responsabili. Pupicei, sănătate și numai bine!